Bună dimineața tuturor celor care vizionează acest video. Haideți să vedem ce noroc va fi astăzi, ce surprize, ce ar putea astăzi să vă surprindă pe neașteptate într-un mod plăcut, dacă o anumită dorință se îndeplinește. Și ca să fie mai personalizată această etalare citire în cărți de oracol, voi face în trei variante, așadar vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei pietre. Alegeți piatra cu care voi rezonați. Prima variantă este varianta pietrei verzi, a doua varianta pietrei roșii, a treia va fi varianta pietrei albe. Alegeți intuitiv, gândindu-vă poate și la ceva care vă interesează în mod special astăzi, să rezolvați, să aflați dacă va fi și să vedem la varianta aleasă ce vor dezvălui cărțile de oracol, cât de bine rezonați cu energia cărților care va ieși la varianta aleasă. Să vedem așadar surprizele acestei zile care ar putea fi în planurile importante. Astăzi așteptați-vă la declarații de dragoste. Așteptați-vă la prietenie, la iubire, la inspirație, creativitate, romantism, poate și oarecare neliniște în dragoste, emoții, așa că nu știți, vine iubitul, nu vine, sau iubita, vă întâlniți cu ea, nu vă întâlniți, vă iubește, nu vă iubește, este o astfel de energie astăzi a dragostei, așadar a prieteniei, a visării unei povești de dragoste. Sunteți într-o stare de visare în care vă doriți o poveste de dragoste. Și să vedem ce spun cărțile. Va fi vreo poveste de dragoste sau nu? Sau apare altceva de care voi să fiți îndrăgostiți? De natură, de muncă, de familie, de alte situații care pot să vă umple inima de bucurie. Prima variantă, a doua sau a treia. Alegeți varianta cu care rezonați și să vedem la varianta voastră ce pot dezvălui cărțile. Da, într-adevăr, voi poate sunteți într-un moment de romantism, ca doamne. Sau astăzi foarte important pentru voi este cum arătați, cum vă manifestați, cum vă îmbrăcați. Văd că aveți niște bani, niște câștiguri, niște daruri, primiți daruri, oferiți daruri. Aveți poate și cineva care este singur și se gândește la voi, foarte posibil că cuiva îi pare rău, o să aflați de cineva care trece printr-un doliu, poate, sau printr-un regret și vă cere un sfat, vrea să se împrietenească cu voi, ar vrea să își ceară iertare, posibil pentru unele dintre voi astăzi să fie de aceea a apărut acea energie a unei relații, a unei un romantism, a unei dragoste, pentru că s-ar putea cineva cu care ați avut o relație să vrea să-și dorească să se întoarcă la voi, să mai reia relația cu voi, să e cineva care poate regretă că s-a îndepărtat de voi, că nu mai are cu voi o relație, că v-a trădat așteptările, că v-a trădat sentimentele sau a avut un comportament puțin mai neobișnuit sau nedorit față de voi, dar pare că regretă. Deci astăzi este o zi în care o doamnă, puteți fi voi sau poate altă persoană importantă pentru voi din viața voastră, poate fi o persoană cu care voi aveți o legătură strânsă de prietenie, de rudenie, de amiciție, poate fi și la servici, sau sunteți voi această persoană care vă veți întâlni cu cineva, discutați cu cineva care trece printr-o singurătate, printr-o pierdere, poate cu această persoană discutați, poate legat și de niște daruri, legat și de pierderea sa, de sentimentele sale, poate fi să vă întâlniți cum ar veni cu o persoană rudă chiar, sau prieten apropiat, care să vă spună de o pierdere, care poate fi legată și de o persoană sau legată de un job, de o afacere, de ceva care
nu merge. Sau pur și simplu veți cunoaște astăzi niște persoane, cineva care e singur, cu care voi puteți să vă întâlniți, să discutați. Poate fi o relație de prietenie. Deci astăzi puteți cunoaște ca doamne, foarte posibil să aveți parte de de un succes, de aceea e și dragostea, succes amoros, să cuceriți o persoană singură, o persoană care are de toate, dar regretă că nu are pe nimeni, cum ar veni. Poate fi o persoană chiar bogată, o persoană moștenitor, cum ar veni, o persoană care are niște venituri, are o anumită educație, are un anumit statut social, dar e o persoană singură. Și o puteți cunoaște astăzi și puteți sta de vorbă, vă puteți împrieteni. Văd că se poate naște o prietenie, o fidelitate. Puteți avea un succes amoros sau mai poate fi pentru alte persoane, poate fi doar că voi astăzi vă veți pune mai mult în valoare și cuiva îi va părea rău de voi și s-ar putea chiar să încerce să vă recucerească, să vă caute, să vă împăcați, posibil și acest lucru. În orice caz, văd că astăzi este o zi în care poate apărea o prietenie sau voi veți descoperi pe cineva care vă poate fi prieten sau cineva descoperă că voi erați o foarte bună prietenă, o foarte bună amică și îi pare rău că s-a îndepărtat de voi, că v-a tratat poate într-un anumit fel și s-ar putea astăzi să-și ceară scuze, să-și ceară iertare, să încerce să se împace cu voi. Deci astăzi este o zi în orice caz în care veți avea un succes. Astăzi vă puteți îndeplini o dorință care ține și de bani, ține și de relații, ține și de drumurile voastre. Văd că poate chiar vă duceți într-o vacanță undeva, vă relaxați. Ambiția voastră vă poate aduce să împliniți niște dorințe. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, varianta pietrei roșii. Wow. Dacă la prima variantă a fost o ia importantă, astăzi la varianta numărul 2, important este unie, un bărbat. Astăzi puteți primi vești din partea unui bărbat. Astăzi sunteți într-o perioadă de creștere, că relația cu un bărbat din viața voastră poate crește încet și sigur. Puteți avea o reușită, chiar dacă apar întârzieri sau niște, să zicem așa, niște întârzieri, niște obstacole, le veți depăși, veți rămâne constanți pe ideea voastră și puteți avea reușită. Unirea așadar vă poate surprinde astăzi. Puteți afla și niște secrete legate de un el. Aici puteți afla niște secrete legate de un el. Un el care poate fi chiar cu haină de stat, haină militară. Posibil să apară în relația cu un el și o oarecare întârziere sau această persoană are o puțin mai agresivă în vorbă, să zic așa, sau mai impulsivă, dar văd că până la urmă vă poate surprinde această persoană printr-o noutate, printr-o întâlnire. Copiii pot juca și un rol important, orică această persoană are copil, orică vine să-și vadă copilul, aici cumva văd că apare o întâlnire și la voi, deci astăzi poate fi o zi de întâlnire, o zi de creștere, o zi în care puteți afla într-adevăr și niște secrete, puteți avea de-a face cu un bărbat puțin mai copilăros, poate, care se cam joacă, e creativ el e creativ, poate un artist, poate persoană care se mai joacă încă cum ar veni, are o muncă, poate fi și o persoană care se joacă de-a soldăței, spre exemplu, are jocuri care joacă pe calculator, spre exemplu, sau are așa o fire puțin mai jucăușă, uneori mai impulsivă, uneori mai jucăușă, încă mai copilărește, poate fi și o persoană care nu e căsătorită, pentru că încă are alte planuri pe care nu vi le spune, dar totuși pare o relație constantă cu această persoană care duce către, se construiește ceva cu această persoană, crești din punct de vedere intelectual, din punct de vedere emoțional, cumva aici ai multe de învățat cu această persoană, chiar dacă ea are și niște secrete sau are și un caracter câteodată mai secretos, mai impulsiv, dar în general pare o persoană bună, o persoană cu care poți construi ceva încet și sigur, durabil,
un anturaj plăcut, văd aici, echilibrat, o atmosferă prietenească, vă duceți pe undeva, sunteți invitați pe undeva, cunoașteți poate cu ocazia unor întâlniri, unor evenimente care pot ține și de copii sau de tineri sau de persoane care au uniformă militară. Puteți cunoaște undeva într-un cadru mai într-o întâlnire mai importantă, persoane importante, persoane mai speciale, persoane cu care voi să vă împărtășiți niște sentimente, emoții, prietenii, proiecte. Aici văd că niște proiecte pot crește. Deci astăzi este o zi în care vă puteți împlini dorințele și este o zi în care puteți avea liniște, o armonie. Poate că vă duceți în vreo vacanță, sunteți invitați într-o vacanță sau sunteți deja cu partenerul într-o vacanță, chiar dacă el poate e puțin așa mai secretos sau puțin mai copilăros, poate fi în orice caz o companie plăcută, așadar pare că afla și niște vești poate care țin de faină de stat. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, varianta pietrei albe, cum va fi această zi. Wow! La varianta pietrei albe, voi sunteți în așteptarea unor chestiuni care țin poate și de sănătate. Văd aici că voi așteptați un rezultat, așteptați o întâlnire, poate că vă duceți într-o vizită la medic, spre exemplu, să rezolvați o problemă sau așteptați să aflați despre cineva drag, vouă, cum stă cu sănătatea. Vă vin niște vești. Vă vin niște vești, cineva vă împărtășește un secret, vă dezvăluie un secret. Sunteți în așteptarea și unei vizite, unui drum, unei persoane, unei vești importante pentru voi, care să vă ajute pe voi să rezolvați ceva, poate. Așteptați veștile, așteptați întâlnirea, poate și cu o persoană importantă dintr-o instituție, poate legată și de o chestiune juridică. Așteptați, poate vreți o împăcare, vreți o iertare, vreți un rezultat pozitiv. E într-o așteptare, pentru că văd că totul sunt niște riscuri. Aici trebuie tratat cu seriozitate această situație, poate și legat de vreme, dacă vă duceți pe undeva, sau de situații care țin și de sănătate, pentru că pot apărea acolo niște, sunt niște secrete sau niște incuriozități, niște imprudențe, se pot crea niște neplăceri. Pot fi și rivalități aici. Ține de vreme, cum ar veni, dacă vremea e, poate fi vânt, spre exemplu, și zboară pălăria, nu? Aici, dacă tot taci să porți pălărie, trebuie să-ți iei o pălărie care să stea bine pe cap, cum ar veni. Sau așa și în viața de zi cu zi, o situație care, dacă pe unde te duci sau cu cine ai de-a face, trebuie să-ți iei și niște măsuri de siguranță, pentru că vremurile sunt puțin așa, într-un risc. Dacă le tratezi cu lejeritate. Nu e că ți se întâmplă ceva, dar e ca atunci când pleci pe mare și trebuie să-ți iei și colac de salvare, pentru că vremea e frumoasă, dar se poate strica brusc. Așa și într-o astfel de situație astăzi. Deci e o zi de acest gen, în care cumva prudența, maturitatea nu strică, că pentru că s-ar putea să ai de-a face și cu niște persoane mai arogante, cărora le sare, să spunem așa, muștarul repede, și atunci intri într-un risc de ceartă, de discuții, după aceea ai nevoie de iertare, poți ajunge într-o haină de stat, cum ar veni, pentru că intri în conflict cu acestea sau ele sunt care te provoacă și poți avea alte neplăceri și apoi ele vor avea nevoie de iertarea ta. Aici e o astfel de situație, e un risc aici care ține, poate, un stres, să zic așa, poate că e aglomerație, poate pe unde vă duceți, poate că e vremea care se schimbă brusc sau apar niște secrete, văd aici că cineva totuși îți destăinuie un secret. Vei afla de secretul care ține de sănătatea cuiva, de a voastră, de a cuiva. Deci cumva astăzi vin niște vești, vin niște noutăți, vin niște rezultate pe care unele chiar le așteptați, altele vor apărea ele, care prin cine vi le, cu cineva care vă face niște servicii, cum ar veni, vine să-ți repare ceva și destăinuie un secret care ține poate chiar de o haină de stat sau de vreme sau de o situație de sănătatea cuiva, de o situație juridică, de ceva. Pentru alții sunteți voi care veți căuta astăzi, poate să aflați niște secrete, să descoperiți cu cine să vorbiți, să rezolvați o problemă de sănătate sau de altă natură într-o instituție, dar nu trebuie tratată cu
lejeritate în situația în care o aveți, pe care o doriți să o aflați, sau ziua de astăzi, pentru că e o situație de risc. Văd aici că ori e curiozitatea cuiva, ori o cineva superficial și atunci vă poate pune și pe voi într-un pericol, ori vremea, altceva care poate apărea ca ceva neprevăzut. Cam asta din ce văd astăzi, pentru că surprize, noroc, succes, se pare că e o zi frumoasă, o zi cu întâlniri plăcute, cu rezolvări, cu speranțe, cu câștiguri, dar și cu oarecare risc din cauza unor situații care țin de superficialitate sau de neprevăzut. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!